Vreau să invit aici pe pragul acesta care reprezintă platoul nostru de manifest al cântecului Pascal, ansamblul care vine de la Sagaidac, trandafir moldovenesc, conducător Ana Demian. Vin la tine, Doamne, creștinii lumii, vin, 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 vin la tine, vin, murmurând lacrimi și fără de nume. Yeah.
va fi lumina sus. Veșnicia, veșnicia, îți va fi lumina sus. Apus de soare, de timp precuros, ai venit tu, Doamne, la Iisus Hristos. Ți s-a făcut jale de durerea lui, de ținta înfiptă în inima lui. Apără-ne, Doamne, iartă-ne pe noi, iartă-ne păcatele în ziua de joi. Apără-ne, Doamne, iartă-ne pe noi, iartă-ne păcatele în ziua de joi. Se adună lumea în ziua de Paști ca să spună ție, Hristos a înviat. 40 de zile îl vom pomeni, veșnica iubire îi vom proslăvi. Apără-ne, Doamne, iartă-ne pe noi, iartă-ne păcatele în ziua de joi. Apără-ne, Doamne, iartă-ne pe noi, iartă-ne păcatele în ziua de joi, în ziua de joi. Hristos a înviat! Mulțumesc și conducătorului o diplomă pentru prestație de excepție în cadrul Festivalului Cântecului Popular Pascal, a 7-a ediție. Doamna Ana, vă mai așteptăm și la anul. Domnul Rogion, are plăcerea.